Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Raft. Hai să continuăm. De aici rămăsesem ultimat. Hai să m-am mai prins ceva pe aici, că nu m-am fost atent. N-am mai prins nimic. Ei bine, fraților, dați și voi un subscribe dacă mai vreți episoade din acest joc sau din alte jocuri, pentru că postez zilnic episoade cu joculețe pe acest canal. Deci da, dați și voi un subscribe acolo dacă vă place. Hai să vedem acolo din câteva chestii spre noi, foarte rapid. Ce se întâmplă. Ok. Hai să luăm astea. Băi, frate, ce se întâmplă? De fapt, oricum nu trebuie să le luăm, dar hai să zicem. Că oricum mi le prinde în astea. Nu știu ce este exact. Ia nu pic. Aoleu, pic în apă. Am picat în apă. Da, și rechinul acela. Văd că se plimbă prin jurul nostru, deci ne vrea. Asta e. Colect. Ok. Și itemele astea. Și astea, ok. Păi ce ne-ar mai trebui momentan? Ăsta, cooking station. Hai să zicem că încă unul ne-ar mai trebui și ne-ar fi de mare, mare folos. Unde e cooking station? What? Unde e? Stai. De-aia nu mergea să-l fac. Uite, unde mă cooking? Băi! A, uite-l mă, nu-l vedeam, doamne. Cooking station. Cooking food, perfect, asta știu și eu ce face, crede-mă. Pun aici lângă. Ok, avem 15 și cook, perfect, hai să le luăm de aici. Chestiile astea, până noi ne le distrugere chinul. Și ăsta... Butoile astea ar veni un pic mai încoa, așa că eu zic că ar mai fi bine. Să facem încă o plasă de asta, dar... Băi, foarte faină chiar. Ia asta îl prindem noi, pentru că văd că vine mult mai încă. Oliu, nu mai avem apă, nu mai avem apă. Fă repede unde ăsta. Fă-i tu repede, băiatule, unde ăsta. Mamă, uite cum mor. Fie cum mor. Ai, o să-l pun tot aici. Fii atent cum mor aici. Ca un noob. Cam uitat să... Mi-au de mâncare, frate. Perfect, hai să colectăm tot ce am luat de aici. Și, a, uite, un butoi, frate, l-am prins. L-am prins în capcana pe butoia. Pe butoiașul ăsta. Și aici... Ok. Bă, stai, ce fac? Punem astea aici, frate, tu n-auzi? Hai, dă și nouă astea. Ai, serios, frate. Hai, prinde-le! Repede! Bine, mă. Apă. Ducem nasol. Dorul de apă. Ia uite-le mă cum le prind aici. Trebuie să le iau repede că după aia vine rechinul. Se gândește el la ceva malefic și vine și o să ne distrugă tot aici. Mamă, și aici sper că vine fix. Nu, vine chiar fix în drept, așa că zic că mergem să-l luăm. Da, se apropie. Vrea să distrugă, uite, distruge astea. Hai, vrei să distrugi ceva? Te cunosc, știu că vrei să distrugi ceva, mă. I know you. Ok, stai să... Hai să așteptăm să se termine asta. Ok. Mi-am pus și o timer-ul pe telefon cu filmarea, că trebuie să știu de cât timp filmez, că eu filmez cu Shadow Play acum și nu știu de cât timp filmez. Și părerea mea este că Shadow Play nu se prinde așa. Așa, perfect. Părerea mea este că Shadow Play pentru mine, cel puțin, e cel mai bun program de filmat dacă nu vrei să faci stream cu el sau nu vrei să fie foarte complex. Este foarte bun, eu nu-l iau pentru că na, pentru că nu e complexat, dar m-am săturat de OBS, am avut probleme cu setările, într-un timp se vedea foarte nasol videoclipul, adică filmam 1080p, se vedea ca și cum filmam 720p, asta măcar se vede destul de bine în comparație cu OBS-ul, cel puțin n-aveam eu setări bune. Dar hai să mai facem încă o plăsuță de asta. A, încă una, serios? Plasa... Nu, mi-o mănâncă. Du-te! Băi, frate. Aoleu. Uite cum mă omoară. Fugi. Așa. Ne-a distrus ăsta, deci bine că l-am făcut, zic părerea mea, nu? Pac. Ok. Aici hai să ne punem Cooking Station. I-am făcut din un Cooking Station, în plus. RIP! Ce?
Așa. Nu ne trebuia cooking station, dar o să-l punem în chest, cooking station ăsta. O să-mi mai târziu. Stați să-mi pun telefonul mai încoacă, mă încurcă un pic la taste. Hai să luăm asta. Totul este bine până acum. Totul este foarte, foarte bine. Ce? Mai avem doar un pește. Hai să pescuim, părerea mea, pentru că mâncarea este al doilea lucru cel mai important după apă. Așa că hai să pescuim, nu? Prindem destul de greu, asta este nasol. Gata. În jocul ăsta, când prind peștele astea, e destul de încet, așa, așa să vedem. Hai frate, prinzi. Au, prins deja, ok. Hai să bem, luăm de jos, punem aici. Ok, deci practic apa asta trebuie să o purificăm, adică trebuie să o fierbem cum ar veni. Asta înseamnă purificare, să o fierbem. Ca să o putem bea, să se ducă practic toate microbii, ok, toți microbii să se ducă din ea, știți? Și asta e și ideea, să facem cu apa asta. Luăm, punem peștișuri, oricum nu-i mâncăm acum, dar îi pregătim în caz de o să ne fie foame foarte tare. Zic eu, nu? Fac. Păi, acum pescuim destul de rapid, deci nu mai ar trebui să fie o problemă pescuitul pentru noi. Hai să vedem. Fac. Aoleu, ce s-a auzit? A, prindem chestii. Hai să mergem. Collect one items. Deci, teciurile astea chiar sunt obligatorii pentru mine. Deci, teciurile sunt obligatorii. Ok, și m-aș apuca și de Ark Survival of the Fittest, că știți și voi joculețul Ark Survival of the Fittest. Sincer, pentru mine este un joc foarte șmecher. Este un joc survival multiplayer, adică te joci multiplayer survival, na, mă rog, supraviețuiești în pădure contra alți playeri. Și m-aș apuca și eu de el, adică de ce nu? De ce să nu facem chestia asta, zic eu? Bă, a, oricum se dă ecranul mai aici, dar măcar văd de cât timp filmez. Nu, asta o încerc de recent, dar nu știu unde să pun, că mă încurcă la mână foarte nasol. Aș fi putut să, mă rog, o să vedem, o să rezolve din episodul următor. A, uite aici, pune-te, a, e în cealaltă, serios? Ok. Trebuie să încercăm foarte rapid, bă, apă, am nevoie, oh my god, am nevoie de apă, bine rău. Și mâncarea punem aici și restul, sincer, da, deja am ceva, am 6, oh my god. Gata, și am rezolvat, zic eu, nu? Bam! Ok. Stai, ce? Never mind. Mamă, câte chestii avem, ia-o, stai că am văzut niște chestii pe aici. Ia, am mai prins aici câteva chestioare aia. Stai, boss, nu te duc, nu vă duceți voi nici în ea. Câte de astea avem? 20, mamă, păi, a, 22 chiar, mă, scuzați. Păi, este foarte, foarte bine, băi, mi-a venit nevoie de un chest, deci ar trebui să, lemne. Și teciuri. Și lemnul ăla, hai, vină la mine, perfect. Deci avem foarte multe teciuri, e fix dorința mea. Nu, ce vrea să muște? Aoleu. Bă. Hai să vedem. Hai, frate, mușcă. Mam, mi-a distrus toate astea, frate. Da. Ia, iată-ciu. Perfect. Hai cum trebuie să ne folosim de ceva teciuri, de 10 teciuri. Ok. Păi. Foundation. De ce nu se pune fundația? Bă, ce? Foundation. De ce nu vrea să se pune, frate? Ah, never mind. O să iau, ia, plasa asta din ce trebuie făcută? Din 3 de astea și fundația din... Truna. Păi, în cazul ăsta o spun așa. Gata, așa. Să fie mult mai... Stai, ce? A, da, încă se prind. Și...
La fel și aici aș face, ia stați. Avem doar unul. Ok. Oricum le prindem noi pe parcurs, așa că trebuie să le folosim, neapărat pe toate pentru survival, nu? Fă-le pe toate, te rog, așa. Craftat un... Ăsta, lasă-mă fundația. Trebuie fundație, serios? Lol. Ah. Încă unul ăsta și nu mai am. Acum, singurul meu noroc ar fi să fi prins. Ia, uite-le, mă. Că le-am prins, cum să nu le fi prins? Mamă, am făcut hatch-uri multe. 7 hatch-uri. Bine, bă. Ia. Și acum facem de asta. Perfect, frate, perfect. Perfect. Punem asta aici și aia e, frate. Nu, știți care e ideea? Pune mai multe pentru că așa le distruge rechinopatele și astea sunt mult mai ușor de făcut decât chestia asta. Deci, zic eu că e mai bine. Tactica mea. Astea nu sunt siguranță deloc aici. Astea poate ținerea de chinul să le distrugă în orice fel de moment. Așa că eu zic că ar trebui să ne grăbim un pic să le facem și pe astea să stuiți acolo frunză, 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 ia-le, ia-le. Perfect. Uite și aici. Ia-te asta, asta. Chestia din îndepărtare, chiar dacă vine oricum în baza mea și aici am pus chestiile astea. Oh, lor, am prins frunză fără să vreau. Bine, așa le zic eu frunze, dar teciuri, da, nu știu exact cum se traduce cuvântul teci, dar hai să zicem că sunt teciuri, ok? Eu le aduc mai rapid la mine, pentru că oricum toate care vin dincolo vin la mine. Deci eu le aduc pur și simplu mai rapid, asta este faza. Așa, drink. Punem aici, bă, aș mai vrea încă o de asta de apă, ca să fie munca mai rapidă un pic. Apă. Și ăla aș pune... Bă, stai ce? Ah, uite-l. Pune fix aici. Și încă un par de apă aș mai vrea. Cum se fac parele de apă? Unde sunt? Uite-l aici. Perfect. Fac. Perfect. Și mâncare. Nu prea avem așa, hai să pescuim. Dar devine din ce în ce mai interesant jocul ăsta pentru mine. Pentru că din ce... pot să craftez din ce în ce mai multe chestii. Și pot să, adică bine, din ce, tot mai chestiile alea pot să le craftez, dar nu știu cum să vă explic voi exact. Oricum, seria aceasta o să fie destul de lungă pentru că o să jucăm fiecare alfa, adică la fiecare alfa o să facem alt survival. Pentru că nu cred că o să poți să joci aceeași versiune, mapa pe aceeași, adică să joc cum ar veni, ăsta e alfa 1.24, mi se pare. Să joc mapa asta pe 1.2, nu, 1.04, pardon, să joc, nu pot, nu cred că o să poți să joc mapa asta pe 1.05, așa că o să joc mapa pentru 1.05, nu? Deci o să terminăm aici, hai să luăm. O să terminăm asta și aia e, nu? Zic eu. Terminăm pe versiunea asta, după luăm altă versiune, nu? Aoleu, ce distruge? Hai că nu distruge mare lucru, distruge pereții ăștia doi. Da, nu e mare lucru. Hai, frate, distruge. Te aștept, mersi. Bă, stați mai un pic. Cât am? 12. Ok. Hai să vedem. Fundație și pereți, 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 pereți. Ăla. Pac, pac, perfect. Vedeți cum se repară? Foarte rapid. Rapid și eficient. Și frunzele astea de aici și aici, mama, aici s-o strâns ceva, că aici nu-mi prea dau check. Bă, oricum, fraților, eu zic că v-a plăcut acest episod pentru că n-are cum să nu vă placă. Glumeam, are cum să nu vă placă. Dar sper că v-a plăcut acest episod și sper că vă place această serie pentru că eu o să o continui cât o fi. Deci ne vedem data viitoare. Bye, bye!